Primăria Municipiului Timișoara a lansat licitația pentru construcția unui pasaj modern pe locul pasajului Slavici Polonă, construit în 1982 și aflat în stare avansată de degradare. Proiectul municipalității prevede lucrări de reconstrucție totală, de la cele trei rampe la carosabil și linii de tramvai, la trotoare și borduri. Acum pasajul de la fosta fabrică de zahăr din Freidorf e o poartă de intrare în oraș care nu ne reprezintă. Mii de timișoreni tranzitează zilnic pasajul, care e cu carosabilul foarte degradat, iar pentru pietoni și bicicliști e o adevărată aventură să traverseze pe aici. Noul proiect înseamnă o reconstrucție de la zero a pasajului. Practic, vom avea trei poduri cu 2 km de șosea, cu piste pentru bicicliști și trotuare sigure. E un proiect cu o miză foarte mare pentru întreg sistemul de mobilitate din zonă, declară primarul Dominic Fritz. Investiția primăriei pentru a asigura o legătură mai rapidă și mai sigură cu zona Polonă, zona industrială și localitățile limitrofe include demolarea integrală a actualului pasaj, construcția unei fundații noi, construcția pasajului nou cu trei poduri, montarea liniilor de tramvai și reabilitarea trotuarelor și a pistelor de biciclete. De asemenea, sunt prevăzute intervenții la sistemul de iluminat public, rețeaua de gaz, rețeaua de apă și canalizare și amenajarea unor spații verzi. Licitația pentru proiectul tehnic și execuția a fost lansată public, iar ofertele pot fi depuse până în 8 octombrie.